Pe ăsta care-i vorba, să plece la PC, l-au votat zeci de mii de oameni de acolo, de la el din zonă, cu speranța că votează schimbarea în bine a clasei politice. Și acum, probabil, când vor afla despre cine e vorba, dacă se certifică, stau și se uită la televizor și zic, băi, tu l-ai, Doamne, pe cine am votat? Pe ăsta? Care nici n-a început munca și a plecat la ăilalți? Da, corect. Nu considerați ca acest om sau alții care, sau alții ca el, care vor urma, că n-o fi singur, dacă vor urma, nu considerați că ar trebui să iasă public la o televiziune și să explice alegătorilor ce l-a determinat, să-i trădeze, să le trădeze lor speranța, în primul rând? Ce să-i explice? Tu te auzi ce spui? Cum? Ce să-i explice? Păi, bună seara! Mă aud? Mă numesc Cicu Prosop. Am venit la dumneavoastră... Asta trebuie să spună ea. Bună seara, sunt la Antena 3, la Felix Voiculescu. Mă numesc Gicu Prosop, deputat de... Nu contează. Am venit la dumneavoastră în campanie și v-am promis că reprezint Partidul Poporului Dan Diaconescu, adică șansa schimbării unei clase politice care a jefuit România 23 de ani. Sunt cel care am obținut voturile dumneavoastră, trimițându-mă voi în Parlament, să fac acel pas de oprire a jafului economic. M-ați trimis acolo să cresc șansele de supraviețuire a bătrânilor după ce ies la pensie. Bă, și am plecat la Partidul Conservator pe motivul că... Și de aici ce trebuie să spună? Nu știu, domnul Barbu, dar poate să... Am plecat la Partidul Conservator pentru că mi-a zis Felix că la mine în județ o să-mi dea postul de subprefect sau nu știu ce, sau că mi-a dat și mie toltoașa cu bani, sau că a pus-o pe nevastă mea sau pe amanta mea, la asta nu e cazul de amantă, mă rog, nevastă mea a pus-o director de spital în oraș, deci asta trebuie să explice? Nu știu ce să explice, atunci, dar... Să nu spui că a plecat la PC ideologic. Nu poate să plece ideologic. Băi, frate, mi-am regăsit ideologia conservatoare și am plecat la Felix. Păi dacă era conservator, de ce nu era acum două luni? Când s-a dus la poarta omului cu poza lui Diaconescu și cu semnul electoral la poartă, la ăia. Că acum două luni ăsta umbla pe la el, pe în județ, cu poza lui DD-ul și cu semnul electoral. Nu era conservator atunci? Întreb și eu, nu era conservator? Când și-a descoperit el pornirile conservatoare în ideologia personală pe plan politic? Hai mă să fim serioși.